Salut, prieteni, m-am gândit să joc Minecraft și am zis de ce să nu înregistrez. Am să încep prin a crea o mapă simplă, fără să modific nimica. S-o denumim Survival România. Bun, creează lumea. Când eram mic, mă jucam foarte mult Minecraft. Mi-a plăcut extraordinar de mult. Acum, cu timpul, m-am lăsat, dar am zis, hai să mai mă juc și eu un pic așa, să mai văd cum era Minecraft-ul. Am înțeles că s-au schimbat foarte multe în Minecraft și că e mai mișto, să-i zicem așa. Bun, puțin lag la creiere, nu-i problema. Puțin mai mult lag, nu e asta o problemă. Hai să încercăm să omorăm porcul ăsta pentru hrană. Mamă, mori, piggy. Bă, mori! Bun, hai mă, mori. Bun, merge. Și acum hai să facem rost de lemne. Avem nevoie de lemne să facem o armă și după aceea avem nevoie de niște oi pentru a lua lână să facem un pat, că o să vină seara destul de repede și n-am chef să mor din prima. Mai ales că abia am început și vreau să fac o serie destul de lungă, să zic eu. Să vedem acum dacă e apreciată, dacă se va uita cineva la ea. Dacă o să fie ok, o să continui și o să fac, cum am spus, o serie cât mai multe, cu cât mai multe episoade. Până atunci, haide să ne bucurăm de acest episod. Bun. Hai să creăm o armă. Să mai fac. Hai să fac și un topor pentru lemne. Și să iau și masa de aici. Bun. Băi, avem nevoie de oi. Hai să căutăm oi. Alea sunt cele mai importante la început, să facem un pat. Uite și oițele. Hai pe ele. Trebuie să fac rost de 3 de-astea de lână, din câte știu. Și din câte știu nu contează exact ce tip de lână este, dar am să iau doar albă pentru a face 100% safe. Am înțeles că s-a introdus, bine, am și văzut mai exact în inventar, că s-a introdus o carte prin care poți să craftezi direct. În fine, văd că nu mi-arată. Uite acum mi-arată. Bun. Altceva, tati. Și văd că poți să craftezi direct din ea. Interesant. Da, sunt multe lucruri care s-au schimbat efectiv față de când am jucat eu. Atunci când eram mai mic și jucam Minecraft, acum nu știu, vreo... E ultima. Acum vreo... cât? Vreo 7 ani de zile, ceva de genul. 7-5 ani de zile. Minecraft-ul era basic, adică simplu și frumos. Teamă cu sabia. Intram foarte mult pe servere străine și de survival. Și îmi cream o căsuță acolo și jucam pe servere de alea de... Puteai să te ataci între... Vă atacați între voi. Și... Na, ce să zic, îmi cream și o căsuță și... După 3-4 zile în joc, venea cineva și ori îmi fura ce aveam în căsuță acolo, deoarece era, nu știu, un bloc, ceva de protecție. Și... Era destul de greu de făcut, rost... În fine, dar era fun. După aceea am încercat să joc și pe servere de creativ. Am jucat și niște minigame-uri, dar m-am lăsat de Minecraft. Și acum am zis, hai mă să mai intru și un pic pe Minecraft să văd cum este Minecraft-ul ăla de odinioară. Văd că stăm destul de bine. Haideți să mai creăm, să mai facem rost de lemn pentru a crea, nu știu, niște pickaxe. Mai vreau și o armă, ceva, să vedem. Și hai să mai fac totuși rost și de lână și de cărniță. O să-mi trebuiască mie la un moment dat și stau să-i caut pe ăștia. A, mă. A, se duce și arma, nu-i problemă, facem alta. Bă, scuze, văcuța mu, că te omor, dar am nevoie de cărniță. Bun, ia să vedem. Nu mai vreau oi. Ceva cărniță. Mamă, câtă cărniță aici, bun. Deci am început destul de bine. Facem rost și de mâncare, am făcut rost și de lână, facem rost și de lemn destul de repede. Deci chiar e mișto. Ia să vedem, te pot arunca în apă? Nu te pot, nu? Nu vrei. A, s-a dus și nu-i problemă. Bun, am făcut rost și de piele.
Nu-i problemă că facem rost acum și de de lemn. Deci nu ar fi o problemă. Hai să fac două săbii totuși. De ce? Poate o să-mi trebuiască. Sigur îmi trebuie. Așa că hai să mai omorăm niște văcuțe. O să căutăm mai târziu să vedem și un loc unde putem să ne construim o mică căsuță. De ce nu? A frânat un pic, nu-i problema. Eu așa știam Minecraft-ul de când jucam, că îi place să mai și frâneze. Dar na, acum depinde și ce calculator ai, ce componente ai. Dar în principiu merge bine de fiecare dată. Uite bă, ce? Ce-a fugit asta mică? Bă, flăcă, bă. Unde te duci? Bun. O să vreau la un moment dat să facem și o fermă cu pui, cu oi, cu mai multe. În fine. Momentan strâng așa un minim necesar pentru a supraviețui. Bun. Mă, mie îmi place zona asta, e destul de ok pentru a face o căsuță, zic. Nu? Eu așa zic, că am putea să facem o căsuță aici. Hai să mai fac rost de niște lemn. Bun, și o să mă apuc încet, încet să fac rost după aceea de mai multe materiale. Dar asta într-un alt episod, întâi facem puțină curățenie aici și facem o căsuță, ne cunoaștem. Na, chestii de-astea. Nu o să mă urc să sparg și restul. O să las așa în aer, cum îmi place mie. Când eram mai mic, țin minte că spărgeam doar primele straturi de lemn de la copaci, pe aceea îi lăsam așa în aer. Da, foarte funny. În rest, ce să zic, mi-a fost așa un pic dur de Minecraft. Și am zis, hai că dacă tot vreau să mă joc, așa să experimentez, hai să trag și niște clipuri video nou, ar fi păcat. Și cred că am uitat masa pe undeva. Nu e problemă, putem face alta. În fine, și eu cu toată lumea știe, a fost super popular în România, n-am uitat masa. Și na, am observat că nu prea se mai joacă așa mulți. Adică, ok, lumea se joacă. Dar înainte era wow, Minecraft, deci era altceva. Acum nu prea se mai joacă lumea. Nu știu exact de ce, bine, adică e destul de vechiut, na, ce să zicem. Dar asta nu înseamnă că e un joc prost, nici de cum. E un joc destul de amuzant, mai ales când joci cu prietenii. Eu momentan nu mai am pe nimeni care joacă Minecraft, deci o să joc singur. Dar, na, când era Minecraft-ul la modă, da, eram câte 10 pe Minecraft, țin minte când am încercat să facem și server, am făcut server, doar că nu mai știu cum era cu IP-ul și puteam să intrăm doar noi, adică alții nu intrau. Nu mai știu exact, îi băgam IP-ul lui în serverul meu și atunci putea să se conecteze, că dacă îi dădeam IP-ul serverului nu putea. Nu mai știu exact cum era, dar oricum era funny, făceam de toate. Era șmecherie. Văd că totuși nu vine întunericul. Noaptea. Da. Înseamnă că avem chiar bulan de hartă destul de bună, adică materiale check, hrană check, lână check, gârlă, adică uite oița, hai, gata oița. Și o să mă apuc ușor, ușor, după ce sparg, mai sparg câteva lemne, să fac o mică construcție, o mică căsuță, că nu o să mă apuc acum să construiesc nu știu ce. Și totuși mi-a venit o idee. Am putea să începem să facem o căsuță chiar în munte. De ce nu? Am găsit o parte mișto a muntelui. Ia să vedem, poate reușim să... să spargem ceva, să facem, de ce nu? Uite și pe aici mai multe materiale, uite și un măr, perfect. Ia să vedem unde să punem table-ul ăsta. Masa. Hai să o pun, nu știu, o pun și eu aici. Hai să facem lemn. Bun, ce îmi trebuie mie acum? Nu mai știu exact, așa se face lopata, da, așa se face o lopată. Da, n-am pus bine.
Trebuie să mergem mai încolo. Nu e problemă. Luăm masa. Ah, și trebuie să și mâncăm. Nu e nici asta vreo problemă. Bun, cred că aici o să vreau să fac. Hai să încep să pun pământ aici. De ce? Pentru a acoperi zona asta să nu, să nu cumva să vină din întâmplare vreun creeper, ceva. Chiar nu aș vrea. Lopata, hai să mai fac rost de niște lemn pentru a defini un pic zona. Vreau să am mai mult spațiu aici la intrare. Și o să ne apucăm să facem un șurel. Opa, vine și întunericul. Unde este pătuțul? Pătuțul? Iar am dat pe mâncare, nu e problemă. Punem astea și ne punem după aceea să ne culcăm. Nu e problemă, hai să ne... Nu mă lasă încă. Mă lasă. Da, era un pic diferit față. Înainte țin minte că dădeam pe el și mă punea automat. Bun. Deci am făcut și asta. O să vreau să scot copacul ăsta de aici. Da, momentan lasă-l că arată bine. Hai să definim un pic. Fac pe aici, mai vreau, m-am spus, vreau să fac, să fie un pic mai mult spațiu aici la intrare. Au foarte mult, acolo, câteva straturi, da, l-am pus aiurea, câteva straturi. Nu, nu strică, niciodată. Bun. Acum să punem măsuța, o să o pun aici lângă pat, am pus-o de am rupt-o. Și fac un pickex. Unul singur, de început. Iar aici o să sparg, uite, am și charcoal. Nu mai îmi vine în cap cum se zice în română. În fine, nu-i problema. Ce bine am mai găsit și aici. Ce bine, ce bine. Să facem niște torțe. Da, și mă bucur pentru chestia asta nouă schimbată în joc. Adică să poți să dai direct pe inventar și să ai rețetele. E ceva totuși destul de mișto. Adică mai ales dacă nu mai ții minte cum. Nu prea mai le ține minte. Te ajută foarte mult, adică din punctul meu de vedere chiar e ceva mișto. Da, bineînțeles că acum nu pentru toată lumea, pe unii poate îi încurcă, pe mine sincer nu mă încurcă și nici nu mă deranjează. Partea nașpa e că am cam stricat aici zona și o să trebuiască să fac rost de cable pentru a reface gropălanul ăsta, că am luat prea mult charcoal. Da, nu-i problemă, facem noi, rezolvăm. Și vreau așa de început să fac o căsuță aici în munte, cum s-ar zice. Ceva simplu, clar. Și pe viitor să vedem, avansăm, nu-i problema. Vedem cum facem ceva mai ok. Hai să ieșim de aici, fac. Bun, cădem și în apă. Eu vreau să mă duc așa cu el mai adânc. Mai... Bravo. Am DPI-ul prea mare la mouse și nu reușesc să țin de fiecare dată pe același bloc. Da, nu, asta e ceva de mine. Nu e o problemă a jocului sau ceva. Bun, hai să mergem în adâncime, cum am spus. Fac și nici nu știu că să mă duc într-o parte și în alta. Abar n-am. Cât de mare să-l fac? Să-l fac mare? Să nu-l fac mare? Bun, hai să facem așa. Prima dată punem mizeria asta. Că nu prea mă interesează. Hai mă să iau și ăsta de aici. E păcat de el. Totuși zic, nu? Trebuie să mai fac un pickaxe. Nu e problemă, facem și pickaxe. Aș vrea să astup totuși. Așa. Și oricum o să vreau să vină la nivel. Nu știu de ce m-am dus în jos, habar n-am. Acum mi-am dat și o seama, nu e problema. Astupăm din nou, asta e. Și hai să mai fac un târnăcop. Unde-i târnăcopul? Unde-i târnăcopul? Să fac unul de piatră? Dar văd că... De ce nu... n-am suficientă piatră, bravo. Bravo mie. Bun, s-a dus târnăcopul și...
vine nouă târnăcop. Mai eu zic să mă duc cam pomo pe aici așa. Cam așa, nu? Ar fi destul de ok, zic, momentan. Mi-a venit și o idee pe moment acum. Nu-mi place să las găuri, așa că voi astupa aici. Da, am astupat de-am rupt. Nu-i problemă. Pac. Și să ducem linia asta de aici. Vreau să fac așa ca niște trepte. Eu o să se vadă destul de urât așa cu pietrișul ăsta diferit, dar asta e. Momentan nu am chef nici să schimb și nici nu cred că merită. Mamă, dacă tu ce arcăl de ăsta e pe aici. Vreau să fac așa câteva trepte. Simple, ca și cum aș urca într-o căsuță, dar totuși e în zid. O să vedeți voi, o să vedeți. Momentan ceva clasic, simplu și ușor. Sper să nu dureze prea mult. Mai spargem aici niște pietre. Da, și cum ziceam, din punctul meu de vedere, jocul a fost și va fi mereu destul de mișto. Doar că, na, fiecare cu lopata, fiecare cu ce s-a obișnuit. Vă dați seama că, da, de ce merge așa de greu? Ah, bravo mie, nu mi-am dat seama. Fiecare cu ce s-a obișnuit, de fapt. Cam asta e chestia. Deci urc o dată aici, pac, dar l-am făcut de l-am rupt. Acum îmi dau și eu seama. Pac, 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 pac. Trebuie urc, urc. Și aici, iar urc. Bun. Deci am vorbit și nu mai mi-am dat seama ce e de făcut. În fine, nu contează. Fiecare acum cu ce își dorește el să joace. Adică unul îi place foarte mult Fortnite-ul, unul îi place Metin 2, unul îi place Minecraft. Fiecare cu ce dorește. Din punctul meu de vedere, toate jocurile sunt mișto, atâta timp cât ție îți place. Dacă ție nu-ți place, nu-l juca. Punct. Mie la un moment dat, sincer, nu mai îmi plăcea Minecraft, mă săturasem de el, de nu mai puteam, era... Deci aveam în calculator Minecraft și Metin 2, atâta tot. Bine. Atunci, cam alea erau fun și... Na, toată lumea le juca. Acum, nu știu ce să zic... N-aș mai juca. Bun. Mă bucur că nu mai avem nici prea mult din pickaxe. Da, nu e o problemă. Hai să mai spargem aici un pic. Nu vreau să fac videoclipul chiar foarte lung, de o oră, două, nici într-un caz. Sper, momentan nu-mi dau seama, dar sper să n-ajung mai mult de 30 de minute la videoclip. O să mai sparg un pic aici și o să pun torțele. Mai aranjăm un pic și... Închid și o video, ne auzim în următorul. Da, momentan să mai spar și mai elimin din porcăria asta, de nu-mi dau seama ce e. Nu țin minte. În fine. Așa, bravo, s-a adus și pickaxe-ul. Pac, 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 pac. Și cam asta e toată treaba. Na. Ia să vedem ceva. Să le fac. Da, ba nu, le fac așa. Le fac așa, că te pot să fac. Fac. Ah, bun. Bun, 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 bun. Au, ce frumos, ceva de genul. Și aici intri direct în bârlo, cum s-ar spune. Haideți să mai facem și un pickaxe. Mamă, nu mai am cum să-l fac. Ba, da, am. Pam. Am zis inițial că nu mai pot. Hai că pot. Bun. Și cam asta ar fi toată chestia. Am vrut să încep din nou să mai mă joc Minecraft. Am zis că e păcat dacă mă joc să nu și filmez. Acum, dacă vă place, se uită cineva, că poate nu o să se uite nimeni, în fine. Și eu mă bucur și dăm înainte. Adică n-ar fi asta o problemă. Eu oricum o să mă joc în continuare. Mausul vieții. Da, na. M-aș bucura totuși dacă vă place jocul și vă place ce fac, să vă uitați. Puteți să-mi dați și un like, de ce nu? Vă mulțumesc chiar. Și, na.
cam asta e de început, zic eu. Aș mai sparge și rândul ăsta, că nu-mi place deloc. Și las mai în față acolo. Oricum o să sparg de tot, de fapt, nu, o să sparg de tot și în episodul viitor, când strâng niște nisip, o să facem niște sticlă. Vedem noi, mai multe chestii. Acum o să sparg așa și o să las simplu, cel mai frumos e așa. Băi, cam asta ar fi căsuța noastră de început. Și, na, ne vedem în următoarele episoade. Salut!